ce introducere să mai faci când vine vorba despre, adică pe Vanghelie? Îl introduci direct, Vanghelie e ca termometru. Da, gata, să lăsăm Caterinca să vorbească Marean. Suspect e fenomen național. Dacă nu ești suspect, înseamnă că ești prost. Cum adică, Mareane, dacă nu ești suspect, înseamnă că ești prost? Stai liniștit atunci, te-ai născut nevinovat, Mareane, și ești la fel de nevinovat și acum. Lasă, să intre în pușcărie de-al de Neagu, Giuvara, Pleșu, ăștia, bă, scriitori la almanahe, la reviste. Matale, du-te liniștit acasă, că nu ești suspect deloc, da, deloc, deloc. E în formă Vanghelie ăsta, nu știu dacă l-ați văzut. Râde, are poantă, parcă s-a mai și înălțat un pic, serios. Nu mai e mogâldeața aia agramată pe care o știați voi, da? Ai crescut în ochii noștri, Mareane. Cred că o să câștig cu 70%. În cursă? Cum să nu rămân în cursă? Nu mă sperie pe mine nimic. 70%? Mama, a trecut Nea Marean la capitolul al treilea, a învățat procentele. Gata, frate, la anul face și fracțiile, nu ne mai înțelegem cu el. Să vezi ce dă de pământ cu Nicușor Dan la matematică. Mai un cap în gură, mai niște procente, extrage o rădăcină pătrată, dă cu ascuțitul la rotula de jos, ajunge primar general. Nu-l sperie nimic, auzi? Păi ce faceți, doamna Chioveși? Gata? Nu puteți să-l mai speriați pe Marean? Stați că vă învăț eu cum să faceți. Da, o să-l treacă apele, vă spun. Deghizați-vă în profă de română. Îl rupeți.